Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Jucăm Dublu sau Nimic în această dimineață, 8:38. Ieri n-am dat niciun ban, așa că astăzi plecăm de la 200 de euro, însă avantajul e că putem ajunge la 1600. Banii ăștia pot ajunge la Andreea din București. Bună dimineața! Bună, Andreea! Bună dimineața! Bună! Ce faci, Andreea? Bine, sunt momentan acasă. Da, așa. Că... Da. Acasă? Cu cine ești acasă? Mama. Cu mama. Cu mama. Mama. Foarte bine, deci două mama, fete. Mama, deci sunteți două, ok. Bună, fetelor! Bună! Bună dimineața! Bună, mama lui Andreea! Da, bună, mama lui Andreea. Mama lui Andreea o lăsa să joace la Dublu sau Nimic? Da! Absolut, Luca, să nu le pui prea grele. Da. Nu sunt, nu umblăm la ele. Așa am zis și eu astăzi. Grele. Așa am zis și eu astăzi, da. Băi, nu pune întrebări grele. Să dai cu milă întrebările. Da, sunt cât de cât așa și așa abordabile. A? Andreea. Da. Și urmează să pleci la serviciu, adică te reținem? Nu, nu, cu siguranță nu. Lucrez de acasă. Bun. Da. Okay. Băi, Andreea, ai niște probleme că se pierde din când în când semnalul. Da, stai la geam. Uite, nu okay. Am... Hmm? Alo? Auziți bine acum? Așa, așa, așa. Da, așa, 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 bine. Ăsta, da, ia, mai povestește-ne ceva. Ca să vedem dacă se întâmplă bine. Zine cu ce te ocupi. Sper că acum... Acum e okay. Mai... Sunt secretar PR. Sunt coordonator PR la Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală. Super. Ce tare. Mișto. Bravo, bravo, Andreea. Bine. Hai că te auzim mai bine. Acum să stai că te mai... auzim bine și știm și cu ce te ocupi, să începem concursul. Să stai, da, mai pe lângă. Știi regulile, da? 6 secunde ai ca să răspunzi corect la fiecare întrebare și după aia vedem de fiecare dată dacă mergi mai departe sau rămâi doar cu banii câștigați. Bine? Ok. Hai, mult super. Succes, Andreea. Mama. 200 de euro. Mama te poate ajuta, dar răspunsul trebuie să fie rostit de tine. Aveți grijă să nu vă încurcați, să nu pierdeți prea mult timp, da? Ok. Andreea, prima întrebare e foarte simplă astăzi, pentru 200 de euro. Spune-ne în ce se măsoară consumul de curent electric. În vați, în vați. Kilowați. Bun. Da, e corect și vați, că de fapt vatul e... Vatul e unitatea de bază. Măsură, da. Da. Kilowatul e... Da. Da. Kilowatul e mai mulți. Da. E consum electric și cu lanterna. Și acolo nu consumă kilovați lanterna, consumă vați. Bravo, Andreea! Mulțumesc! Câți kilovați are un vat? Da, chiar ieri am văzut. 1000 ar trebui. 1000 de câți kilovați are un vat? 0,001. Bravo, bravo, Luca, excelent! Mulțumesc! Dar trebuia să întrebi așa, câți kilovați are un vat? Un vat are. Andreea, mergem la 400? Mergem. Bun. Mergem. Bravo, cream că stai să te gândești mult și spui... De-abia am început și ne oprim. Da, asta zic și eu. 400, Andreea, da? Da. 400 de euro. Andreea, ai fost în Creta? N-am fost în Creta, dar am fost în alte insule din Grecia. Bine, legendele Olimpului ți-au plăcut? Da, foarte mult chiar. Ia, atenție, ai dat lovitura. Ai dat lovitura. Ai picat pe subiect. Sper. Stai așa. Eu vă tot spun de două zile că întrebarea asta din mitologia greacă. Hai cu ea, nu ne mai fierbe. Andreea, pentru 400 de euro, spune-ne cum se numește creatura din mitologia greacă, jumătate om, jumătate taur. Minotaur. Care are un frate, Cen Taur. Eu aș fi spus Juma Taur. Dar mă rog, eu sunt Loază, nu mă băgați în seamă. Juma Taur. Să cânte trompetele. Să cânte trompetele. Ești foarte bine, Andreea. Ai 400 de euro. Ai ajuns la jumătatea concursului de astăzi. Se vede la orizont. Se văd 800 de euro. Nu mai zic de 1600. Și dacă mă uit bine pe întrebări, eu te încurajez să faci pași ușor, ușor spre înainte.
Consultă-te cu mami. Ok. Jumătate tu, jumătate mami. Jumătate Taur. Sunt puțin între Ciocan și Nicoval, exact. Jumătate Mino, jumătate Taur. Da. Nu e greu, să știi. Nu e greu. Vezi că, uite, că îmi scrie lumea să, asta. Astăzi o să mă opresc aici. Stai puțin, mai gândești că, uite, vreau să povestesc ceva. Mai gândește lumea. Lumea. Sunt mesaje aici, s-a luat foc. Fiindcă... corect, cap-coada, așa, la virgulă, consumul de curent electric se măsoară în kilowatți oră. Dar noi nu suntem... scârța. Da, adică concursul nostru e destul de permisiv, nu ne legăm acum. Dar noi e kilowatt 6 secunde. Da. E adevărat, da. 400 de euro, normal, Andreea. Normal, vatul e unitatea de măsură pentru putere și vator e pentru consumul electric, dar nu ne ducem în zona asta. Andreea, ai, într-o mână ai 400 de euro, într-o mână ai 800. Hai, mai gândește-te. Te-ai gândit ce ai putea face cu 400 de euro? Da, mă rog, mama spune de aici că mergem în Creta, dar de curând am avut o problemă la laptop și am dat destul de mulți bani, așa că probabil că se vor duce pe reparații. Păi la fix e 800, păi, da, 800 și le împași pe amândouă. Cu 400 în Creta, da, mai greu, dar... Avem nevoie de un răspuns de la tine, 400 sau 800? Astăzi o să mă opresc aici. Haide, măi. Mă opresc aici. Un pic de curaj, până acum am mers atât de bine. Ce Dumnezeule? Nu știu, de obicei eu merg Olinda, astăzi o să mă opresc aici. Bine, Andreea, ultima dată te întreb, te oprești sau mergi mai departe? Mă opresc aici. 400 de euro ne-a luat Andreea în această dimineață la dublu sau nimic. Bravo, bravo. Felicitări. N-a fost greu, nu? Nu, chiar n-a fost greu. Uite, mai avem doar câteva secunde și o să ne ajute Luca cu următoarea întrebare ca să vedem dacă ai fi știut răspunsul. Ai fi câștigat, Andreea, 800 de euro dacă ai fi știut care este capitala Elveției. Este Berna, câte știu. Ai văzut ce ai făcut? Ai văzut ce ai făcut? Laptop nou, nu-l mai reparai pe la vechi. Da, nu-i nimic, lasă că e bine. Ce-i mână, nu-i minciună, da. Ai păstrat 400, nu știu. Și întrebarea de 1600 era mai simplă, după părerea mea. Ok, poți să o aud? Nu. Mâine. Mâine o auzi. Okay. Te fac eu atentă când ajungem la ea, dacă nu mâine, îți spun, Andreea, fii atentă la întrebarea ta perfect, pentru 1600. Felicitări, Andreea, te pupăm, numai bine. Mulțumim, ceau. Mulțumesc mult, vă mulțumesc, por băieți. Nu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.